Șoferul implicat în accident are 78 de ani și a asumat vina și a spus că nu a observat la timp pietonul care se afla în traversare. Eu veneam pe banda a doua, încoa, și dânsul de la banda care venea de acolo a trecut pe banda în fața mea, la vreun metru încoa, și l-am lovit la picior, l-am trântit jos și am anunțat poliția să vină încoace. Dar ce s-a întâmplat? Nu l-ați observat din timp? Păi ce să-l observ, că era un metru de, de cât a trecut. În urma cercetărilor, polițiștii giurgiuveni au stabilit că vina îi aparține șoferului care nu a acordat prioritate. Atât conducătorul auto, cât și pietonul au fost testați cu aparatul Dragher și s-a stabilit că nu consumaseră băuturi alcoolice. Șoferul care a produs accidentul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.